Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm astăzi despre drumurile județene, pentru că sunt dezbateri în ultima săptămână legate de proiectul masterplanului votat în Consiliul Județean în mandatul trecut. Vorbim despre faptul că se schimbă unele dintre priorități, sunt declarații contradictorii în ceea ce privește o serie dintre consilierii județeni, respectiv președintele Consiliului Județean Maricel Popa. Vom vedea exact despre ce este vorba. Discutăm astăzi cu Alina Ivonoaie, care este consilier județean din partea Partidului Mișcarea Populară. Bine ați revenit la Vocile Iașului. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Permiteți-mi să încep cu o declarație de-a președintelui Consiliului Județean Maricel Popa, care de altfel trebuia să fie prezent la emisiunea Vocile Iașului de astăzi. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Declarația de... Poate reușim să luăm un telefon în direct. Poate reușim. Declarația de... Deși nu ne-a răspuns încă la telefon. Reușim să dăm această declarație, care a fost făcută într-o conferință de presă luni, înainte de ședința de Consiliu Județean din această săptămână, și face referire exact la drumul județene și la masterplanul despre care vorbeam. Citatul sună așa: acum se lucrează la rectificarea bugetului național, avem o nișă de care trebuie să profităm, vreau să luăm cât mai mulți bani guvernamentali, avem promisiunea că se pot aluca bani pe ordonanța 28 care privește Planul Național de Dezvoltare Locală, așa că voi merge chiar marți la Ministerul Dezvoltării, adică marți care tocmai a trecut, pentru discuții pe această temă. Voi fi probabil criticat că nu am așteptat să se pronunțe Comisia de Prioritizare, vom vedea ce este aceasta, dar nu am vrut să pierdem acești bani la rectificarea bugetului național, la aceștia se referă. Voi propune Ministerului finanțarea primelor trei subaxe în ordinea în care sunt înscrise în hotărârea Consiliului Județean. Dacă avem posibilitatea, vom mai propune încă două următoarele. Mai departe, după ședința de Consiliu Județean, 16 consilieri județeni au convocat o ședință extraordinară a Consiliului pentru data de 5. Păi nu haideți, mai vorbesc eu, spuneți-ne dumneavoastră de ce. Haideți să o luăm exact și aș vrea o întrebare acum, dacă îmi permiteți să o pun eu dumneavoastră și pentru telespectatori. Luni ați spus că a fost această declarație. Exact. Suntem vineri, aveți și un răspuns cu privire la posibilitatea, perspectiva, intenția guvernului de a aloca sume pe ordonanța 28 pentru aceste subaxe ale masterplanului? Putem intui doar că dacă exista un răspuns, îl cunoșteam până acum. Sunt convins. 1. 2. Marți, pe ordinea de zi, am avut într-adevăr 3 subaxe în ședința de plen, unde au fost modificați indicatorii tehnico-economici. Și aici mă refer strict la TVA-ul față de primii indicatori aprobați la 24%. Cunoaștem cu toții, cu urmarea codului fiscal, TVA-ul este de 20% și automat trebuiau modificați și indicatorii tehnico-economici. Dar pentru a putea spera să obținem bani guvernamentali, mai era necesar un singur lucru care s-a adus în discuție de către consilierii PMP și PNL în ședința de plen. Și anume faptul că trebuia să existe, odată cu modificarea indicatorilor și o aprobare a cofinanțării acestor subaxe, acestor adică proiecte. Adică tot de către Consiliul Județean. Exact. Piesă componentă la un dosar de finanțare în baza ordonanței 28, fără de care ministerul poate refuza în orice secundă această finanțare. Răspunsul executivului a fost că o vom aplica această hotărâre în ședința următoare. Ședința următoare fiind eventual pe 30 septembrie. De obicei luna viitoare. De obicei luna viitoare. Deja vorbim de un timp mort. Pe de o parte. Tocmai de aceea și pe parcursul ședinței din luna iulie, dar și cea de la sfârșitul lunii august, în momentul în care am venit cu amendamente la aceste proiecte care privesc infrastructura rutieră, le-a fost foarte ușor celor din arcul guvernamentar local să acuze că nu suntem de acord cu aceste investiții în infrastructura rutieră. Ori, împreună cu grupul PNL, grupul PMP, am depus acest proiect cu privire la implementarea totală a masterplanului județului, a masterplanului de drumuri județene, convocând o ședință extraordinară pentru luni, ora 11, în sala mare a prefecturii, pentru a demonstra pur și simplu că ne dorim în egală măsură ca toate drumurile să fie implementate și să nu mai avem parte de o prioritizare
făcută după niște criterii neștiute, după niște criterii poate stabilite într-un birou, dar care ar discrimina anumite zone ale județului nostru. Miza care este în principiu, discutând despre acest master plan, care global are un necesar de 120 de milioane de euro, da, aproximație. Sunt, acești bani nu-i avem, sunt câțiva care sunt o serie din axe care trebuie finanțate din fonduri europene, dar ideea este următoarea, s-au economisit niște bani, bineînțeles, bani cu care dumneavoastră și alți consilieri doriți să se continue, să se înceapă acest proiect al master plan să se asfalteze drumurile bunul mers al lucrurilor într-o dezvoltare. Ați făcut mai devreme referire la sume. Cele 26 de studii de fezabilitate prevăzute în master plan însumează 112 milioane de euro totalul. Vorbim de cheltuieli care sunt prevăzute grosomodo conform normativelor cadrului legislativ. La momentul actual, în listeria Consiliului Județean există un excedent. Și aici avem un oarecare semn de întrebare, pentru că au existat în spațiu public declarații care s-au contrazis. Ba că sunt 57, ba că sunt 43. Cu certitudine există o sumă. Noi am plecat de la o bază de 40 de milioane ca excedent. La fel, există o negociere destul de avansată cu o bancă europeană care așteaptă doar studiile de fezabilitate pentru a finanța în limita unei sume de 30, maxim 40, că atât mai poate împrumuta Consiliul Județean. Vorbim doar de 30 de milioane, că nu poți să duci gradul de îndatorare a județului la maxim. Vorbim adunate, sunt 70 de milioane. 70 de milioane de euro în momentul actual la o piață a construcțiilor într-o, cum să zic, înfometare maximă, neexistând fonduri europene, neexistând lucrări și completat cu o competiție acerbă la o licitație cu un pachet atât de mare, din suma de 112 milioane sunt convins că se va reduce cu 20-30% valoarea care a fost estimată în aceste studii. Ori, ajungem în jurul unei sume de 80 de milioane, bani cu care putem face și demara en bloc tot master planul și toate drumurile județului, ca în 2, maxim 3 ani, și aici fac o mică paranteză, am calculat aproximativ 70 de milioane, rămânând o diferență de 10 milioane față de suma care v-am prezentat-o, că ar fi posibilă să se implementeze tot master planul și toate drumurile județului să fie făcute, reabilitate. Acești 10 milioane putem vorbi de credite de angajament pe următorii 3 ani. Credite de angajament pentru că și perioada derulării lucrărilor se va efectua pe 2, maxim 3 ani, în funcție de axe și subaxe. Credite de angajament care înseamnă angrenarea bugetului din anul viitor. Plătiți fără nicio presiune bancară, fără nicio presiune din partea unor instituții care ar trebui să le achiți taxe, dobânzi sau rate. Deci există șansa unică și așa cum am mai spus-o și în alte declarații, în mandatul 2012-2016, executivul Consiliului Județean împreună cu legislativul, plenul Consiliului Județean, și-au asumat un proiect și anume Aeroportul Internațional Iași, existând la fel un excedent, o sumă în visteria Consiliului Județean. S-a finalizat, cu toată lumea constată cât de important a fost această investiție. Ori, nu mai putem spune la nesfârșit și promite cetățenilor județului Iași că vom avea drumuri, că vom face drumuri, când unica șansă, acum existând baza în excedent și cu completările care le-am spus mai devreme, un credit de angajament, să finalizăm odată toate drumurile și, repet, poate, ce am spus la început, fără a prioritiza pe baza unor criterii care ar discrimina anumite zone și locuitori. Mi este simplu să prioritizez zona de sud și ce fac? Îi discriminez pe cei din zona de nord a județului, care în egală măsură au contribuit la bugetele locale, la bugetele consolidate și au contribuit la acest excedent care îl avem cu tot în visteria Consiliului Județean. Cu alte cuvinte, dacă s-ar trece la realizarea acestui master plan, la asfaltări, nu ar mai fi necesară comisia de prioritizare? Cu certitudine nu, pentru că noi vorbim, de asta am și convocat ședința extraordinară, pentru implementarea totală.
toate subaxele din master plan să fie implementate, startate, să zic, împreună. Nu își mai are rostul această comisie de prioritizare, nu își mai are rostul analiza prioritizării, o prioritizare care ar sta cu semnul întrebării, la, așa cum v-am spus-o, existând suspiciunea unor discriminări, ca să nu intru într-o altă explicație. 16 consilieri județeni, sunt 16 semnături, nu? Da, înțelegem. Sunt 11 consilieri PNL și 5 consilieri PMP. A lipsit de la a semna proiectul domnul consilier Cătălin Moroșanu, fiind plecat din localitate. Pentru data de 5 septembrie, ședință extraordinară, ce semnale aveți? Ar putea avea loc, suntem deja vineri. Profit și de această posibilitate și cale de a invita, așa cum am făcut-o și zilele trecute, toți primarii comunităților din județul nostru să participe la această ședință, pentru că în baza unor dezbateri, amendamente, vom reuși să batem în cuie demararea acestui proiect măreț, necesar și mult așteptat de toți locuitorii județului Iași. Eu am convingerea că declarațiile care le-a făcut atât liderul de grup al consilierilor PSD, cât și alți reprezentanți, destul de răutăcioase, haideți să le numesc, îi va trezi până luni, pentru că weekendul este o perioadă în care marea majoritate a oamenilor se relaxează, se deconectează de problemele cotidiene, și îi așteptăm luni la ora 11 la o ședință unde să, în egală măsură, să dea dovadă de maturitate și împreună să găsim soluția optimă pentru a demara acest proiect măreț, îl numesc în continuare, al județului Iași. Ați avut discuții informale, cel puțin. Sunt adversari politici, dar sunt colegi ai dumneavoastră în Consiliul Județean sau chiar ai celor de la Partidul Național Liberal. Ați avut discuții legate de acest subiect, de ce sau cum ar putea fi, dacă îl vor până la urmă? Bun, ei îl privesc în mod special pentru că, cum vă dădeam exemplu executivului și legislativului din 2012-2016, unde a existat curajul de a aborda un proiect măreț, la fel, consilierii Partidului Mișcarea Populară Iași, cum și cei de la PNL, și-au asumat la acest proiect măreț, consideră că este doar un joc politic pe care îl facem. Ori credeți-mă pe cuvânt și asigur pe toți cetățenii județului Iași că nu vorbim de un joc politic, ci vorbim de faptul că sunt comunități care suferă enorm datorită infrastructurii, pe de-o parte, sunt comunități care speră în atragerea de investiții și de investitori, sunt comunități care își doresc o viață normală. Ori asta susținem noi. Nici de cum un joc politic de cum am fost acuzați, nici de cum de o demagogie politică cum s-a lansat în spațiu public. Tocmai de aceea îi invit să dea dovadă de maturitate, să vină la masa plenului și împreună să dezbatem, să găsim soluția finală și optimă pentru tot județul. Mă întrebați la un moment dat dacă am avut discuții cu ei. Sunt unii dintre colegi care își doresc foarte mult să vină, pentru că în egală măsură sunt conștienți de necesitatea implementării acestui proiect și de finalizarea tergiversării lui, dar trebuie să se alinieze cumva dispozițiilor de partid și nu este exclus, așa cum au anunțat-o pe surse, să zic, că nu, consilierii PSD și ALDE nu vor participa la acest proiect important, această ședință extraordinară. Este un subiect cumva adiacent, dar este și acesta important, mai ales în perspectiva unei neînțelegeri cu colegii dumneavoastră de la Partidul Social Democrat și în cazul în care nu se pornesc lucrările la întreg masterplanul, așa cum solicitați dumneavoastră. Pentru lucrările de întreținere la drumuri, de exemplu, în mandatul trecut a fost această dispută în legătură cu un contract care să vizeze un acord cadru, un acord pe cadru, perioadă, exact, de 2 ani. Un contract cadru pentru, da. Nu, dacă, pentru întreaga perioada a mandatului. Sau ce se întâmplă în acest mandat? Ca să fac un mic istoric, a existat o dispută în vechiul mandat
Pentru că la momentul când s-a pus prima oară în discuție acest acord cadru, se punea problema unui număr de 4 ani. Ori, atât noi, cât și PSD-ul, la momentul ăla am solicitat să fie acordul cadru pe perioada mandatului. Exact. Să nu angreneze anumite cheltuieli pentru un alt legislativ, un alt executiv. La momentul actual se finalizează acordul cadru, dacă nu mă înșel, pentru anul ăsta, urmând ca la anul să parcurg etapele procedurale a unei noi licitații, pentru că sunt capitole diferite. Nu ai putea aloca suma de 6 milioane de lei, 60 de miliarde vechi care sunt pentru plombări, să le investești într-un sector de drum cu lucrări mai ample, să zic, sau chiar un covor asfaltic. Nu, ești obligat să asiguri până într-un final repararea a cel puțin 500 de kilometri aceste plombări. Plombări, exact. Pentru că și dacă ar fi să privim puțin altfel, cu 6 milioane de lei, 60 de miliarde, asiguri o reparație a unui drum de, eu știu, 3, 4, 5, 10 kilometri. Ori vorbim de 500 de kilometri care trebuie plombați. Și aici ar exista iarăși o divergență între comunități, care ar putea fi câștigătorul celor 10 km de drum reabilitat complet și să lași celelalte suprafețe de drum neplombate. Doar că abordarea masterplanului și lucrările ar corect elimina practic bineînțeles asta necesitatea plombărilor. Asta ne dorim, că dacă am urma niște pași rapizi, existând sumele la dispoziție, existând posibilitățile de, așa cum am spus, credit de la unitate financiar bancară europeană, credit guvernamental și creditul de angajament pe care îl poate acorda instituția Consiliului Județean, putem demara en bloc, starta toate drumurile din master plan și în maxim 2 ani de zile să putem vorbi de un județ complet din punct de vedere al infrastructurii. Atât cea aeriană, care știm cu toții cât de bine s-a dezvoltat urmarea investiții, cea feroviară, care nu ne aparține nouă, ci statului român, dar ne putem lăuda în continuare și cu infrastructura rutieră din județul Iași și atunci putem spera și la alt fel de investiții, investitori sau atrageri de fonduri pentru a dezvolta și alte sectoare. Având în vedere importanța și mărimea unui asemenea proiect, credeți că e nevoie de ședință extraordinară sau trebuie gândită și răzgândită, discutată și răzdiscutată? O asemenea discutată și răzdiscutată a tot fost și în ultimele 2 ședințe, a lunii iulie și a lunii august. Tocmai asta este subiectul, așa cum v-am spus încă de la început, au existat proiecte și în luna iulie și în luna august, aceste subaxe de care vă spuneam. Simplu fapt că atrage atenția asupra unor erori pe care le comite executivul Consiliului, v-am spus la ultima ședință, de lipsa unei hotărâri pe cofinanțare, exact, care ar întârzia. Ți se pune în cârcă pur și simplu faptul că te împotrivești investițiilor. Ori noi vrem să demonstrăm că nu ne împotrivim, ci chiar vrem să le facem. Tocmai de-aia am convocat această ședință extraordinară, așteptăm și partenerii politici din PSD și ALDE să participe și împreună, așa cum am mai spus, să găsim formula finală și să demarăm investițiile. Nu e necesar să o mai amânăm până la o ședință ordinară. Mai devreme vă spuneam de niște timpi fizici pe care îi pierdem, pentru că odată demarate procedurile, sunt niște termene de publicare a, eu știu, documentațiilor cu privire la licitație, a proiectelor. Ori, partea de achiziție care ia timp. Exact. Sunt lucruri care ar putea să se întâmple în perioada de toamnă, iarnă, perioada când nu poți face investiții în infrastructura rutieră. Dar în primăvară, da, bineînțeles, dar în primăvară poți demara en bloc cu utilajele pe drumurile județului Iași. Ori dacă întârziem, mai trec 30 de zile, septembrie, mai vedem ce chichițe se mai găsesc și tot amânăm, riscăm să ducem eventual, prin discuții prelungite, procedura de licitație undeva în decembrie, ianuarie și să ne trezim la finele, eu știu, verii viitoare că reușim să demarăm master plan. Ori locuitorii județului Iași nu mai pot aștepta atât de mult.
așteaptă de ani de zile, nimeni nu mai spera într-o finalizare a investiției la aeroport, știm cu toții că a fost un proiect propus de 25 de ani de toate formațiunile politice, la fel și drumurile. Drumurile au fost aduse totdeauna în discuție, în platformele electorale, ori acum și, este un moment unic. Și scuza era mereu că nu sunt bani. Acum culmea este că avem și bani, avem posibilități de creditare, avem posibilități de finanțare acestei infrastructuri și putem demara proiectul și finaliza, Doamne ajută, toate drumurile din județul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului, pentru acest dialog. Așteptăm să vedem ce se întâmplă luni, dar nu doar luni, ce se întâmplă următoarele ședințe în legătură cu demararea acestui proiect foarte important pentru tot județul municipiului Iași, pentru că sunt foarte, foarte mulți kilometri, cât 1000 și ceva de kilometri de drumul județean. Total, da, de drumul județean. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți de la ora 17:35. Seară liniștită și weekend plăcut!